Salutări și bine v-am găsit la al doilea episod din seria noastră de Take It Light, filmat imediat după primul. Cu Crex, care a mai găsit diamanturi, suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Am 19 diamanturi în total. Eu zic că ar trebui să ne întâlnim și să ieșim din cave, deși sunt prea multe oruri aici. Păi foarte mult iron, ar fi o strategie așa, cum am făcut și pe celălalt server, că nu l-am filmat, să stăm așa vreo o oră, deci vreo 3 episoade, să minerim peste tot pe unde apucăm. Și după aceea să nu mai minăm, să construim. Da, după aceea să nu mai minăm o grămadă de timp, că nu mai trebuie. Exact. Dar eu deja cu aer nu cred că o să mai trebuiască. 4 stack-uri și 43. Fac, eu mor. Dar eu minesc cu pickaxe-ul ăsta de o grămadă de timp și nu se mai termină. Nu-mi hunger. Și am nu e foame deloc! Nu înțeleg de ce. Stai să încerc ceva. Am mai fost în locul ăsta. Uite niște redstone. Unde ești, grăsane? Încerc să ies la suprafață, deși nu aș vrea. Am aruncat pic. Ca să omor niște animale, să mănânc. Da, trebuie să ne... Dar mai întâi prăjește carne, știi? Ar trebui să ne apucăm de prăjit. Ne trebuie electric furnace și chestii. Da, de-aia mă gândeam că poate nu ar trebui chiar doar să minerim, dar totuși, dacă acum avem în proaspăt în minte harta... Ai noroc că am pus keep inventory după ce am murit eu, ca altfel. Oh, yes! Și acum am ajuns la animale! Animale! Mamă, deci câte inspirație am avut după ce am murit eu să pun keep inventory, ca altfel ne-o luam. A, o să mor, cred. Eu, da, acum, dintr-o dată nu mai am hunger deloc și n-am nimic ce să mănânc. Da, mor, rămân, mai am două inimi. Una jumate. Una. Jumate. Și acum s-a blocat pe jumate. Mă arunc în lavă. Da, știi că nu mă dă. Hai aici să ne întâlnim. Poate dacă tot am ieșit amândoi din mină, că eu știu cum să ajung în revine-ul ăla unde și e. Și eu, da, eu zic să lăsăm aici un waypoint cu mină. Să plecăm. Eu zic să lăsăm aici un waypoint cu casă, pare un loc bun. Nu, nu-mi place locul. Cum nu? Nu mă inspiră, îmi pare rău. Waypoints, add, mină. Ok. Gata. Hai să facem chesturi. Ca da, prea multe vreau. Chestii. Dar nu aici, haide. Hai să ne găsim un loc de casă, bă. Pentru o casă așa prima așa. Da. Acum dacă suntem la suprafață și vine seara, nu prea bine. Păi și vine seara. Dar hai să omorâm ăștia, să luăm. De fapt nu. Super indecis, nu știu ce să fac. Am prea multe chestii. Tu mai ai vreun spațiu în inventar? Nu, dar fac acum chesturi. Doar două, fă doar unul să lăsăm. Fac de-ac... unul dublu, dă-te. Ok, și după aceea ne mutăm, știi, ca asta să fie o chestie 5 minute stăm aici. Să ne facem paturi, dormim și plecăm. Da, mă, dar sunt paturi, sunt oi aici că nici n-am observat. Poftim? Sunt oi aici că nici n-am observat. Sunt, parcă. Hai să găsim oi repede. Da, mă, sunt. Eu îmi las toate chestiile, am o grămadă. Omoară-le și dă-mi rapid că fac 4, am pregătit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dă-mi rapid. N-am decât 3. Bă, dacă lemn avem. Să ies eu și să te culci? Da. Hai. Să nu vadă lumea IP-ul, pune pauză. A, păi încă nu l-au văzut, dar o să pun pauză. Dar ce contează dacă văd IP-ul? Păi poate intră când jucăm noi. Las. Nu cum să intre, pui whitelist. Nu, las. Ce se las? Nu, să nu se vadă IP-ul. A, ai intră, ai primit? Da. Bine. Gata. Stai acum fac și... Ai un furnace aici. Mă apuc să prăjesc carnea. Mamă, cât wood avem, ai observat? Da.
Bă, eu nu mi-am, eu vezi că eu nu mi-am lăsat tot un chest, ca să știi. Nu mi-am pus nici tinul, nici cupru în chest. Sigur nu ai X-ray sau ceva. Ce X-ray visezi, mă? Rareș. Ce X-ray, mă? Rareș. Da. Ai X-ray? Nu. De ce ai tras concluzia că am X-ray? Pentru că am jucat cu Lorix pe serverul care l-a distrus și găsea o grămadă de diamonduri și apoi mi-a zis că are X-ray. What? Nu, n-am X-ray. Serios. Prove it. Adică? Dovedește-o. Cum vrei să te dovedesc? Îmi bag bic cu tine? O dovedesc imediat. Zic că eram la nivelul la care se găsești diamondurile. Deja ai început o casă, serios? Da. Eu ți-am zis să nu faci. Ți-o zis? Bă. O să vezi tu că-i ma. Deci în viața mea n-am mai făcut o casă așa de complicată. Stai, băi, să stai puțin să nu te rog. Dă-te, mă! O să morg pe casă. Nu. Ce faci? Dar nu strici opera. Nu. Ce e? Vreau și eu să urc. Atât de artistic e, domnule. Oh, am reușit. Am reușit. Eram sigur că cândva se va întâmpla. Băi! Trebuie să faci rapid, prietene, altfel vin eu. Oh, Andrei, e valoros. Nu! Țigane. Rex are energie. Ia uite. Ia uite-te la mini. Ia uite-l. Ia uite-l. Ce faci? Ai făcut? De ce ai făcut aici? Rotom Flash-ul are gust bun. Mamă, nu mi-a dat hunger. Incredibil, fucking debil. Uite ce are sus aici, uite-te. E greșeala ta. Au. Am căzut. Nu, ce faci, băi? Bă, nu m-am omorât! Doamne, ce copil. Dacă vă întrebați, Betelex-ul merge, să dai un tip. Mamă, deci m-ai supărat. Și dacă sunteți pe fără să pot pe non-PV. Ce? Nu PVP, așa. Da! Trebuie să mă duc la masă. Lasă-mă! Bine, gata, gata. Gata, băi, gata! M-ai enervat. Ai consumat 5 diamante pentru un Betelex, da. Degeaba? Da, fiindcă m-ai supărat. Plus că e bun la bătaie și la sparlem. Ce faci eu, mă? Nu! Ha ha ha! Am luat diamantele! Bă, gata, 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 Andrei. Și că te omor dintr-o lovitură dacă vreau. Am o să stai cu minte că te om... Bine. Lasă-mă, mă, pace, Doamne, câtă minte ai, băi, lasă-mă, mă, pace, Doamne, ce copil! Bă, tu m-ai omorât de două ori și eu trebuie să te omor de două ori. Nu-mi pasă, dacă tu m-ai atacat, eu să mă lași în pace. Dar tu m-ai atacat primul, eu n-aveam nimic.
Am timp, gata, gata, gata. Mamă, dar lasă-mă, doamne, câtă minte, doamne, doamne, câtă nesimțire. Acum te aștept moarte de două ori. E shaker, mă, e shaker. Da. Gata. Ok, mă duc să mănânc. Bă, tu poți să rămâi pe server. Bine. Mai minează, nu știu, pe căsuță. Mă rog, pa. Știi ce oribil era casa. A, nu se face seara. Rare, ce să fac? Rareș! Aaa, nu știu ce să fac fără Rareș! Așa și așa... Bun... Acum avem fier... Și chestii din fier... Să luăm niște nisip pentru geamuri... Uite aici nisip... Dă-te găină! Așa nu-mi cunosc în tine. O, prea aproape de spawn, normal. A, da. Și aici am marcat spawn-ul, unde este acest nisip. Bun, și acum să luăm tot nisipul. Așa, fain frumos. Și mergem să punem geamuri. Ajung 10. Ia hai 20. Punem toate chestiile astea la loc. Aranjăm un pic în torțele lui Rareș. Ok. Și să vedem cum va reacționa Rareș dacă punem blocuri pline. Și ce? Punem tot nisipul. Oricum nu prea avem altceva ce să facem cu el decât geamuri. Îi furăm patul. Geamuri, geamuri, geamuri. Bun.
Și acum mergem, terminăm geamurile și până să mai face sticla, mai iau niște lână pentru încă un pat. Una bucată lână, două bucată lână, treia bucată lână. Bun, bun, bun. Mergem, mai facem un patuț, facem un patuț. Trei bucăți de lemn. Punem astea la loc. Și așa. Partea neagră în mijloc și pat. A, da, și ca să știți, dacă nu, pentru pat, pentru cei noi în Minecraft, nu doar în această serie cu moduri, nu puteți să faceți pat decât dacă puneți o lână maro și două albe, iar lână maro să fie în mijloc. Nu-i adevărat. Da, credeți-mă, credeți-mă pe cuvânt, nu aș putea să vă mint. Acum să terminăm pe aici așa, parapapa, bum, bum, bum. Stați, trebuie să și punem niște torțe în casa asta, acum. Se poate așa ceva. Și să facem o ușă, cred că ar fi o idee bună să facem o ușă. Puțin cam enervant că pe versiunea pe care jucăm noi, adică 1.47, nu există feature-ul din 1.52 în care tragi lucrurile și se fac. Adică, de exemplu, dacă am vrea să facem un cufăr în 1.52, intrăm în crafting table, apăsăm click dreapta, facem așa și se formează. Dar aici nu merge, trebuie să apui aici, 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 și așa. Ce mai puteți să facem? Sticla aia se face acolo. Facem încă niște lucruri care se le punem înăuntru. A, gata, știu. Crafting table, două furnale și cufere pe margini. Atât de stilat. Să și terminăm aici. Bun așa. Și acum... și am terminat și lemnul de bărci. Mergem, punem celălalt cufăr, punem un furnal, celălalt furnal o să vină acolo când o să termine de făcut nisipul. Acum începem să luăm din lucru, să ne gândim. Deci tot ce ține de minereu, ce se găsește în mină sau așa, luăm și ducem și punem într-un chest, cum ar fi acesta. Le aranjăm și restul lucrurilor pentru moment vor veni în celălalt chest. De obicei, așa fac eu. Sunt foarte ordonat cu chesturile, le pun pe multe categorii și când ajung să am mai multe categorii, chiar pun și semne pe chesturi. Nu știu, așa îmi place pur și simplu. Momentan ne ajung două chesturi. După aceea vom face o casă mai mare, în stilul lui Rare, și este un arhitect foarte talentat. Eu mă pricep mai bine cu tehnologia și chestiile.
Ok, doar cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Și ne vedem data viitoare, probabil împreună cu Raj.